Emisiune susținută de Asociația Maurer for You. Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la Știrea Cea Bună, sunt Cornel Derveșană. În această seară avem un subiect foarte interesant. În peregrinările noastre spirituale, de multe ori ne întrebăm de ce nu mai sunt minunile așa cum erau odinioară, frumoase, vizibile, publice, în așa fel încât să se vorbească despre ele generații întregi. Când vedem afișe cu privire la întâlniri în care se spune că vor fi bolnavi vindecați și să-i aducem, sunt oare modalitățile prin care Dumnezeu se adresează astăzi bolnavilor? Există o disonanță între a merge la medic și a te ruga pentru sănătate ca să ți se întâmple o minune? În această seară vom vorbi despre semne și minuni. Și știrea cea bună este că împreună cu noi se află domnul conferențiar universitar dr. Iacob Coman. Pastor, bună seara, domnule profesor. Mă bucur că ați venit la noi. Să fie în ceasul cel bun. Doamne ajută. Doamne ajută. Vă invit să luați loc, să vă simțiți confortabil la noi în studio. Mulțumim. Acum, dacă mă simt sau nu confortabil, e un subiect care suportă o altă discuție. Am înțeles. Nu vă place fotoliu, nu e nicio problemă. O data viitoare găsim unul mai bun. Domnule profesor, avem acest subiect în fața noastră și aș vrea să începem abrupt, pentru că vreau să intrăm direct în discuție și să vă întreb, semnele și minunile biblice sunt reale sau sunt povești din care noi putem trage niște învățăminte? Deci, setea ființei umane de miracol sau de minune nu este una caracteristică creștinismului. Orice religie de pe pământ, din cele mai străvechi timpuri, în ceea ce ne-a rămas scris, au cultivat interesul, plăcerea și nevoia de minuni și miracole. Atitudinea creștină prin care separă fenomenul ăsta în două, că la noi și biblic au existat minuni și miracole și celelalte sunt ficțiuni sau povești, da? Este de fapt o replică la atitudinea celorlalți, că la ei au existat minuni și miracole și la noi totul este o ficțiune. Cine nu își asumă această responsabilitate și această onestitate față de fenomen, nu poate discuta subiectul onest, ci îl discută parțial, tendențios, sau mă rog, de felul ăsta. Drama este, domnule profesor, dacă o putem numi așa, că în sânul creștinismului apar din ce în ce mai multe minți care se spune că sunt conduse de rațiune, care este mai presus de revelație și de cuvântul lui Dumnezeu, care spun că toate aceste minuni întâmplate în Sfânta Scriptură n-ar fi reale, ci ar fi așa niște mituri, niște simboluri, ca noi să înțelegem că Dumnezeu e în control și așa mai departe. Cum vă raportați la aceste ofensive intelectuale ale secolului 20-21? Problema este în felul următor. Din ce motive, nu știu. Se pare că, sau sigur că, Dumnezeu nu mai procedează ca în vechime la nivel de minuni sau de semne. Lucrul acesta i-a determinat pe foarte mulți oameni să găsească o consiliere între povestirea biblică din vechime și realitatea contemporană. Iar după înțelepciunea lor, cea mai reușită sinteză a fost că n-au existat niciodată minuni. Însă autorul uman al Scripturii a scris în felul respectiv pentru ca să amplifice și să dezvolte
o imagine ideală despre Dumnezeu. Pe cale de consecință, când a împărțit Hristos pâinea și a dat-o la mulțime sau cei câțiva pești și a pus în mâinile apostolilor și nu se terminau până nu așa, scrierea aceasta a fost din dragul de a metaforiza situația, încât poporul nu că a mâncat și s-a săturat, dar preluând această atitudine de dragoste a lui Hristos, fiecare a fost ca și cum a mâncat, nu că a mâncat, ca și cum s-a săturat, nu că s-a săturat. Acest spărgător de credință, da, din teologia liberală, are un impact extraordinar de progresiv în creștinismul contemporan, încât a crede, să zicem, orbește ceea ce spune Sfânta Scriptură, te aduce într-o zonă de ridicol, efectiv. Credeți, orbește în ceea ce stă scris în Sfânta Scriptură? Eu, Iacob Coman? Da. Da. Deci totul este autentic, absolut. Este real. Aceasta e credința mea. Și aici aș mai aminti ceva, da. Faptul că în societatea contemporană să vină unul să zică scoală-te din pat și umblă, da? Sau să vină unul să zică dă-te pământul la o parte ca să iasă mortul și să învie, da? Faptul că lucrurile acestea lipsesc, da? I-a determinat pe foarte mulți ca să aducă această realitate ca argument că nu există Dumnezeu și că toată Biblia este un mit. Pe cât de mult și de radical îi suspectez eu pe teologii liberali de rea intenție și de împotrivire față de Dumnezeu prin această teorie că n-au fost minuni, ci a fost hiperbolizată o situație, da? În același timp trebuie să avem și această datorie de onestitate, posibil că au formulat acest tip de crezi tocmai ca să fie un tampon în desființarea credinței în existența lui Dumnezeu. Adică... Bun, da. Eu aș aduce câteva argumente pe care le aduc și oamenii aceștia, dar vreau să-mi răspund sincer la anumite întrebări. Se spune în Sfânta Scriptură că Maleahii 3:16, spre exemplu, zice: eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. De aceea voi, copiii lui Israel, n-ați fost nimiciți. Sau Iacov 1:17, orice dar de săvârșit este de sus, pogrându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci. Iar un alt pasaj binecunoscut. În contextul acesta, unde sunt minunile de altă dată din Vechiul Testament? Dacă Dumnezeu este același, această, de exemplu, minune extraordinară a Exodului, a ieșirii din Egipt prin Marea Roșie, un astfel de eveniment măreț care le-a stăruit în minte tuturor celor care au trecut și au povestit mai departe generațiilor după generații, unde mai sunt aceste minuni? Bine, acum problema este în felul următor. Am percepția sau senzația că cele două lucruri pe care le puneți în conflict, eu nu le-aș vedea în conflict. Adică a nu te schimba este una și a nu mai face minuni nu are nimic cu a mă schimba sau a nu mă schimba. Am făcut minuni și nu mai fac. Sau medium prin care făceam minuni nu-l mai am și nu vreau să pun pe nimeni să mai facă minuni. Asta nu înseamnă că mă schimb. Eu pot să fiu același. Deci, faptul că nu mai sunt minuni, care este ideea pe care vreau să o evidențiez la provocarea dumneavoastră, faptul că nu mai sunt minuni nu pune în niciun fel pe Dumnezeu în situația de a fi altfel acum decât a fost altădată. Asta e teza numărul 1. Teza numărul 2 este și următoarea. Dacă Dumnezeu vrea să fie altfel acum decât a fost altădată, care e problema mea? Sau cu ce pot să mă împotrivesc? N-are nimic. Totul este în regulă. Bun. Această întrebare o pune și un mare
eliberator al poporului de după intrarea în țara Canaanului, Gedeon. Când vine îngerul Domnului la el și zice: Domnul este cu tine, viteazule, la care el răspunde cu aceeași problemă: dacă Domnul este cu mine, de ce nu mai face ce au făcut părinților noștri trecând pe Marea Roșie? Unde sunt minunile de altă dată? Această întrebare, unde sunt minunile de altă dată, despre care citim în Sfânta Scriptură, ce răspuns corect ar trebui să aibă? E periculos. Urmează să spun niște cuvinte grele care s-ar putea să-mi aducă foarte multă ocară. De ce nu mai sunt minunile de altă dată? Unu, pentru că nu există Dumnezeu. Pentru că nici eu, nici dumneavoastră n-am fost martori la minunile respective. Și ni le-am însușit de la părinți, niște hârtii de undeva, de unde le-am citit. N-am fost niciunul atunci ca să vedem. Și niciunul dintre noi n-am fost nici acum ca să vedem. Și totuși nu să spuneți că credeți orbește în ele. Asta e crezul meu. Eu v-am răspuns într-un context social deci nu, lărgit. Nu dar, e crezul dumneavoastră că nu este Dumnezeu. Nu, dar... Așa se spune. Da, așa, domnule, nu există. Și cu asta am rezolvat problema. Da? Acum, există al doilea lucru. O parte din creștinism este foarte, se autoresponsabilizează, să zic, acerb cu vis-a-vis de minuni. Pe concret, da? În Biserica Romano-Catolică, pentru ca să fii beatificat sau sfințit, da? Să poți fi pus în panteonul sfinților, trebuie neapărat să ai cel puțin săvârșită o minune autentică. Când după fost, moarte. Nu, beatificarea e după moarte. Minune, ai făcut-o în timpul vieții. Când a fost vorba de beatificarea lui Papa Ioan Paul al II-lea, au fost aduse, nu știu dacă reține sau nu, ca martore, dacă nu greșesc, două măicuțe, nu mai știu de unde, e neimportant detaliu, care au depus mărturie publică că ele au fost de față când Papa Ioan Paul al II-lea a săvârșit o minune. Fără o asemenea declarație, nu putea să fie beatificat. Adică Biserica Romano-Catolică crede în minuni, pretinde minuni și nu are nicio problemă cu treaba asta. La fel și Biserica Răsăriteană, Biserica Ortodoxă, da? Ce se întâmplă? Lumea neoprotestantă, vârful de lance, să spunem așa, al cultivării minunilor, sunt în general mișcările harismatice. Poate e prea mult să numesc că Biserica Pentecostală, da? Ei cultivă foarte mult această făgăduință și această realitate biblică, până într-acolo încât oarecum, dacă nu există asta, n-are rost viața noastră de credință. Alte părți ale creștinismului, cum ar fi Biserica noastră Adventistă de ziua șaptea sau cum ar fi Biserica Baptistă sau creștin după Evanghelie, sunt chiar reticenți la lucrul ăsta. Sunt chiar reticenți. Pentru că îl văd într-o zonă de ușoară confuzie în care nu mai știi dacă e vorba de superstiție, dacă e vorba de prezența diavolului, nu mai... Și atunci e foarte reticent. O să avem un moment în care vorbim și despre asta, da, dar ajunge. Continuați-vă ideea. Deci creștinismul este împărțit la lucrul ăsta. Acum, dacă Dumnezeu face minuni sau nu, eu, Iacob Comand, răspund clar și răspicat. Ca în vechime, Dumnezeu face astăzi minuni. În momentul în care se solicită o probă practică pentru chestia asta, eu am exemplele vieții mele, dar care e un cuvânt împotriva altui cuvânt, bun, ca în justiție. Dacă tot am ajuns la momentul acesta, plănuiam în desfășurarea emisiunii, ați putea să ne mărturisiți, să faceți o dezvăluire de sine și să ne spuneți: uite, domnule, atunci, în momentul acela, am simțit sau am văzut ceva supranatural întâmplându-se în viața mea? Ați putea să ne povestiți? Pot să vă
povestesc cel puțin un exemplu. Vă rog, mai multe. Un exemplu, să zic. Să repet, pentru societatea contemporană religioasă, nu cea nereligioasă, povestea pe care o spun eu acum, o să zic că e deplasată. Nu contează, vreau să ne spuneți. Eu am trăit foarte mulți ani și continui să trăiesc doar prin credința în Dumnezeu. Am muncit până la epuizare, niciodată așteptând ceva. Ce am muncit, că așa mi-a poruncit Dumnezeu să muncesc. Și Dumnezeu, când a socotit că am nevoie, atunci mi-a dat. Eram student la Universitatea Emanuel din Oradea și eram căsătorit, aveam un copil, nu știu dacă l-aveam și pe al doilea, și trăiam dintr-un salariu care acoperea două plinuri de motorină într-o lună. Și eu trebuia să fac patru drumuri acasă pe lună. Asta era salariul soției mele, două plinuri de motorină. Și într-o zi trebuia să mă duc acasă, era vinerea. Și nu mai aveam nici bani, nici motorină. Și Dumnezeu m-a văzut cât de trist sunt pentru chestia asta. Am ajuns în fața bibliotecii cu mașina mea, clădirii bibliotecii, eram în mașină cu, astăzi, profesorul Silviu Tatu, cu Gabriel Gozan, un coleg de grupă, și cu profesorul de ebraică Tim Crow, din Statele Unite ale Americii. Și în tristețea mea, când am coborât din mașină și preocuparea mea că nu mă pot duce acasă, că n-am motorină, trebuia să mă duc și la biserică, și la copil, și la soție, când am ieșit din mașină, am văzut că pică bani din cer, din văzduh. Și am crezut că am înnebunit. Fiind preocupat de situație, am crezut că am înnebunit, că am halucinații vizuale și mi-am lăsat capul în jos. Dar ca să mă asigur de treaba asta, l-am întrebat pe Gabriel, care era lângă mine, mă, uite-te tu un pic în văzduh, vezi ceva? Și eu și-o ridicat așa ochii și zice, băi, acum vezi ce cad bani din cer. Zic, în sfârșit și-a adus aminte Dumnezeu de mine. Rețineți, în zona în care a fost acolo, se poate verifica așa, nu există blocuri ca să fie aruncat cineva bani de unde. Nu există, sunt numai acasă. Când am conștientizat că e adevărat, Tim Crow a coborât, era în dreapta mea, a început să zâmbească și s-a dus spre așa. Silviu Tatu s-a oprit, așa se uita ciudat și eu m-am dus pe carosabil și am început să strâng banii care mi-i dădea Dumnezeu din cer. De ce considerați că erau dumneavoastră? Poate erau ai tuturor. M-ați întrebat de experiența mea. Da, dar ca să vedeți că așa. Ajungem și acolo și cu asta închei. Și am început să strâng banii. Gabriel, foarte reținut, că el știa că-s banii mei aruncați de Dumnezeu, o lua, nu știu, a luat o bancnotă sau două. Pe vremea aceea erau bancnotele alea de 1000 de lei cu Eminescu sau nu știu cine era pe ele și de 500 de lei cu Brâncuș, mă rog, da, așa. Și o mașină era să dea peste mine, că eu eram în mijlocul drumului, strângeam bani. Și ăla pune frână să nu dea peste mine și, văzând cum vorbim, deschide ușa și zice, domnule, dacă nu-s banii dumneavoastră, nu pot să strâng și eu. Și eu foarte onest zic, strânge și dumneata, domnule. Era unul cu o Dacia neagră. Ăla s-a dat jos din Dacia neagră și a început să culeagă din banii mei. Am terminat de strâns banii eu, cât s-o fi strâns el, nu știu. Să nu credeți că mi-am umplut un sac cu bani. Banii care am strâns de acolo, care mi-au picat din cer, mi-au ajuns, cred că, pentru două sau trei drumuri până acasă și înapoi. Ei, sigur că acum urmează ce fac toți creștinii. Mă, cum s-a întâmplat? A trecut unul cu mașina și-o bătut vânt și-o lua banii de pe bord, o fost nu știu cum și urmează poveștile astea. Pentru mine, Iacob Coman, Dumnezeu a zis, ia mă niște bani să te duci acasă. Da, nu e singura ocazie. Am înțeles. Mi se pare absolut impresionant ceea ce ne-ați povestit. Mă rog. Și cred că Dumnezeu mai face minuni și azi, dar am o altă întrebare. Cine mai face minuni azi? Prin cine mai face Dumnezeu minuni ca odinioară? Întrebarea aceasta e foarte periculoasă. Sau răspunsul este foarte periculos. Da? De exemplu, cei care suntem rezervați la capitolul minuni, dacă vedem că, să mă iertați pentru cele ce urmează să le spun, da? Eu încerc să fiu onest, da? Deci, dau un exemplu. Se duce un om bolnav la un preot catolic și ăla face niște rugăciuni sau nu știu ce face și bolnavul se face sănătos. Eu nu pot să confirm sau să infirm treaba asta. Eu spun exemplu. Primul lucru la care se gândește un neoprotestant ca mine, ce bă, aia cu dracu a făcut. Iar în momentul în care am făcut declarația asta, dacă a avut loc evenimentul real,
și a fost făcut, și dacă a fost făcut cu Duhul Sfânt, păcat împotriva Duhului Sfânt. Eu nu mai pot fi mântuit niciodată. Nu există iertare. Din acest motiv, poate vă aduceți aminte când erați pe băncile facultății, mereu am făcut apel la judecata studenților mei și am zis, nu vă jucați cu asta. Dumnezeu poate să facă minuni și printr-un măgar. Vezi măgărița lui Balam, etc. Da? Acum, ce se întâmplă? Posedarea darului vindecării sau posedarea darului de a face minuni este căutată de foarte mulți creștini, pentru că dintr-o dată, public, ești altcineva. Te umflă, îți dă pene, îți dă statut. Tu nu ești, bă, cu Dumnezeu cum îți eu. Eu i-am spus asta și se întâmplă asta. Datorită acestui venit de onoare care mi-l aduce facerea de minuni, foarte mulți impun lui Dumnezeu minuni ca să aibă această onoare. Ei, aici intrăm în zona excrocheriei religioase sau duhovnicești. Eu nu le judec nici astea, dar acestea există. Da, domnule profesor, vom lua o scurtă pauză, însă pentru ca dragii noștri privitori să ne urmărească și după pauză, aș vrea să vă adresez o altă întrebare. Am vorbit despre Vechiul Testament, despre Exodul. Dacă mai sunt minuni azi ca în Noul Testament? Pentru că am impresia că în Noul Testament unele lucruri sunt poate un pic mai soft decât în Vechiul Testament. Cu toate acestea, sunt vindecări instant, sunt învieri de morți, sunt momente de acestea de vindecare care nu sunt posedate de o ființă umană. Mi-aduc aminte, spre exemplu, de Apostolul Pavel, care avea darul vindecării, dar zice la un moment dat, pe Trofim l-a lăsat bolnav în Milet. M-am rugat pentru mine să-mi ia Domnul de trei ori țepușul și Domnul mi-a zis, harul meu ți este de ajuns. Adică nu se află la cheremul omului acest dar al vindecării, ci este doar darul lui Dumnezeu, care dă fiecare în parte cum voiește el. Să ne vorbiți puțin despre lucrurile acestea. Imediat după publicitate, doamnelor și domnilor, revenim, rămâneți cu noi. Doamnelor și domnilor, la știrea cea bună în această seară, împreună cu noi se află domnul conferențiar universitar dr. Iacob Coman, pastor, și deja am început o discuție extrem de frumoasă și interesantă. Am vorbit despre minuni și despre periculozitatea întrebării cine mai face astăzi minuni și vreau să întreb dacă mai sunt minuni astăzi ca în Noul Testament. Personal, Iacob Coban, ce zice despre treaba asta? Bine, problema este că această defalcare la nivel de discurs pe care o faceți este pertinentă și justificată. Pe fond, nu există nicio diferență între minunile dintre Vechiul Testament și din Noul Testament. Însă pentru faptul că în Noul Testament pare că e o distanță mai evidentă între prezența lui Dumnezeu și oameni decât este în Vechiul Testament între prezența lui Dumnezeu și oameni, lucrul acesta parcă ne deschide oportunitatea să discutăm din această perspectivă problema minunii. Deși la un moment dat, 400 de ani, nu prea s-a întâmplat nimic. Da. Corect, între Vechiul Testament și Noul Testament. Acum, ce se întâmplă? Această distanțare, dacă pot să o numesc eu, de fapt nu este. De ce? Când vorbim despre Vechiul Testament sau despre partea veche a Bibliei, da, vorbim despre Dumnezeu care avea poporul cu care vorbea gură către gură, ales de el și al lui. Când vorbim despre partea nouă a Scripturii, vorbim despre niște oameni care în urma unor predicări și lor de cunoștință de situații, au agreat ideea să vină spre Dumnezeu. Comportamentul lui Dumnezeu față de cei cu care vorbea gură către gură și pe care și-a ales, este de o natură și comportamentul cu cei care în urma auzirii unei propovăduiri vin spre Dumnezeu, nu știu dacă e de o altă natură, dar cel puțin este nuanțat. În situația aceasta nu putem să-L introducem pe Hristos.
dacă suntem onești, Hristos trebuie să rămână neutru de situație. Pentru că dacă luăm pe Hristos, atunci Hristos face aceleași minuni ca și Ilie, ca și Elisei, ca și cine când a făcut Dumnezeu în Vechiul Testament sau în partea veche a Scripturii, da? Lăsând neutră situația lui Hristos, trebuie să trecem la apostoli, da? Și apoi la părinți apostolici, la credincioși până astăzi. Trecând în asta, dintr-o dată se face un decalaj. Apostolii, din cele pe care le avem scrise, mai poartă hramul hristic, da? Băi, dă-ne niște bani. Băi, n-am să-ți dau bani, dar ce avem îți dăm. Ești teolog? Da. Ridică-te în picioare și du-te în treaba ta. Da? Adică minunile se petrec ca la Hristos și ca în partea veche a Scripturii. Odată ce generația apostolilor se încheie, lucrul acesta devine tot mai rar, tot mai rar, până la transformare în superstiție sau la transformare în monedă de schimb. Trebuie să vă întrerup aici și da, vreau să-mi spuneți dacă aveți vreo rezonanță cu ideea cum că Duhul Sfânt conducea biserica în vremele respective și întâlnim în relatările Faptele Apostolilor, Duhul Sfânt nu le-a dat voie sau Duhul, i s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă. Era o călăuzire destul de directă și există o grupă de frați care spun că odată cu instituționalizarea bisericii, cu ierarhizarea bisericii, omul s-a pus pe sine în locul Duhului Sfânt, care a fost cam gonit din toată mișcarea aceasta creștină însuflețită de Duhul Sfânt la început, și chiar și astăzi Duhul Sfânt nu mai este în conducerea bisericilor, ci tot omul, dar Duhul Sfânt mai lucrează la inimile noastre, ne mai transformă, se mai întâmplă, dar nu mai este, înțelegeți, o scoatere a Duhului Sfânt din influența directă pe care a avut-o în biserica creștină odată cu instituționalizarea bisericii, sau nu are legătură cu realitatea treaba asta? Bine, problema pe care o ridicați este foarte consumată astăzi. Eu chiar dacă am trecut printr-o zonă din asta de mare suferință, nu pot să vorbesc ca să-mi aduc foc sub oala mea, pentru că n-aș fi onest, da. Problema ierarhiei, să-i spunem așa, în prima teză este o problemă biblică. Poporul lui Dumnezeu ales de el prin Avram, Dumnezeu l-a instituit la un moment dat într-o anumită ierarhie. Deci e de la Dumnezeu. Dacă vin la biserica creștină care se instituționalizează, da, eu nu pot să vorbesc negativ despre lucrul ăsta. Pentru că, cel puțin aparent, dacă nu și real, ea stă pe diferite texte biblice sau pot să spun că stă pe Biblie. Unde văd eu problema, da? Problema o văd în felul în care omul și-a însușit această autoritate. Pentru că omul, în general, când s-a văzut ierarh în piramida lui Dumnezeu, a întrerupt pe Dumnezeu de a se mai amesteca în oamenii de sub ierarhia sa. Și atunci omul a rămas Dumnezeu. Și în momentul în care omul a rămas Dumnezeu, pe bună dreptate a subliniat, Duhul Sfânt a plecat în treaba lui. Asta e legea numărul 1. Legea numărul 2, totul se bazează pe credință. Credința nu este închipuirea că există Dumnezeu. Majoritatea confundă credința cu închipuirea că există Dumnezeu. Credința înseamnă, de fapt, nici măcar să crezi în Dumnezeu. Pentru că nu poți crede în Dumnezeu dacă nu-L vezi și nu-L auzi. Scriptura ne spune, și credința este o credere neclintită despre lucrurile care nu se văd, o puternică încredințare și așa mai departe. Dar acolo nu există cine, numai ce. E foarte important detaliul ăsta. Și atunci lucrurile sunt în felul următor. Credință înseamnă că mi-a rămas de la Dumnezeu chestia asta. Și eu trebuie să cred în chestia asta de la pagina 1 până la ultima. Nici o instituție creștină nu crede asta.
În momentul în care nu mai crede asta, s-a pus semafor roșu la Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este primit preferențial pe felii preferențiale și dacă nu intră Duhul Sfânt pe felia mea preferențială, e treaba lui. Mă descurc chiar singur. Cum? Îl chem pe unul șchiop și fac o minune că aruncă cârja. Dar ăla n-a fost șchiop niciodată. Dar îmi înmulțesc... Imposturile. Da, 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 asta. Și atunci s-a creat așa o situație de relativitate, de un fel de confuzie religioasă, în care unii oameni, pe bună dreptate, cu inima curată, cred, iar alții ilarizează. Și atunci toată problema semnelor și a minunilor a căzut în derizoriu pentru omul care zice, stai bă să văd. Și a rămas ca o emblemă pentru cel care ce nu mă interesează. Important este să fie. Da. Sau un alt slogan în zilele noastre, important este să crezi în ceva. Da, asta este foarte la zi. Da, să crezi în ceva. Să crezi în ceva, nu contează ce, să crezi în ceva. Și care este, să zic așa, drama? Că dacă crezi în ceva, nu în Dumnezeu, îți merge mai bine decât dacă nu crezi în nimic. Pentru că îți rezolvă o problemă din afectele și din neantul tău spiritual. Când crezi în ceva, nu contează în ce. Și pentru că îți rezolvă problema aceasta, omul zice, mi-e suficient. Pentru că dacă cred în cineva, ăla vine peste mine. Fă aia, fă aia, fă aia și n-am chef. Și atunci cred în ceva ce mi-am ales eu, asta răspunde, repet, la afectele mele și la neantul meu și îmi dă o stare de bine și de siguranță. Domnule profesor, există un pasaj foarte tulburător în Noul Testament, în Matei, la capitolul 7, la versetul 21, acolo se spune că mulți vor veni în ziua aceea și vor zice, Doamne, Doamne, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? N-am scos noi dragi în numele Tău? Și zice că Dumnezeu le va spune, depărtați-vă de la mine, nu vă cunosc, voi toți cei care lucrați fără de lege. Și există mulți creștini care văd pe alții tot timpul, că e vorba despre alții, nu e vorba despre ei în acest capitol. Cine sunt lucrătorii fără de legii? Aceasta este întrebarea. Ce fel de semne și minuni fac aceștia? De Dumnezeu le zice, nu vă cunosc. Sigur, subiectul este foarte complex ca să-l putem dezvolta acum, dar așa țintit, încerc să răspund la ceea ce mi-a spus. Deci, legea numărul 1 este că nu unii creștini, toți creștinii, orice citesc, cred că e vorba de altul. Sunt extrem de puțini creștini care atunci când citesc se crede că e vorba de ei. Mi-aduc aminte regretatul profesor Ioan Ică, care mi-a fost meșterul meu la teza de doctorat în teologie, mi-a spus un lucru. Zice, Comane, să nu-i toată viața. Prostul când îi spui ceva, crede că e vorba de altcineva. Adică nu are capacitatea să-și dea seama că e vorba despre sine. Revenind la textul de acolo, oamenii aceștia, potrivit textului pe care eu îl cred la modul absolut și nu-mi permit să îl compromit cu inteligența mea, textul acesta ne spune următorul lucru, că a te folosi Dumnezeu ca să facă minuni n-are nimic de a face cu mântuirea. Iar lucrul ăsta nu-l înțeleg o parte serioasă dintre creștini. Te folosesc, Comane, ca să scoli o logi, să redai vederea oamenilor, să îi învii, dar asta nu înseamnă că ești mântuit. Ce înseamnă fără de lege? Că zice, plecați de mine, cei care sunteți fără de lege. Sigur că aici eu ca adventist imediat îți spun, vezi, ei fac minuni, dar n-au cele 10 porunci. Și imediat pe mine m-am împăiat, m-am scos frumos, așa mai departe, și pe celălalt l-am deversat la focul iadului, cine crede sau nu crede, nu vreau să discut subiectul ăsta, da? Însă în contextul acesta și în declarația aceasta lui Hristos, plecați de la mine cei fără de lege. Știți cine sunt aceștia? Cei care sunt nepocăiți. Și acum pun o întrebare. Și atunci cine sunt pocăiți?
Păi du-te și pune mâna pe un pocăit. Pune mâna pe umăr și zi, domn profesor, ăsta este un pocăit. Știi, în momentul acela eu retractez ce spun. Plecați de la mine cei care nu sunteți pocăiți. Nu cei care nu sunteți etichetați, bă, la care l-ai pocăit de duminică, l-ai de sâmbătă. Sfântul Vasile cel Mare spunea că cunosc mai degrabă, cunosc că un om este cu adevărat pocăit dacă preferă să moară decât să păcătuiască intenționat. O declarație, o declarație, da? Și atunci ce se întâmplă? Eu decât să mă pocăiesc, mai bine spun că ăia care nu țin sâmbăta sunt fără de lege. Ălaltul decât să pocăiască, mai bine zice că ăsta care nu are vorbirea în limbi, e fără de lege. Și în felul acesta, în fiecare zi ne scoatem capul de după o dâlmă și ne împușcăm unii pe alții, fără să fim interesați de pocăință. Pentru că pocăința, credem, nu credem, vrem, nu vrem, pocăința este, că toți suntem la subiect, este minunea lui Dumnezeu. Pe care Dumnezeu o face să se petreacă numai în oamenii care au deschidere pentru asta. Ori, pentru asta, dacă vine un baptist și spune că mântuirea este dragoste, vine și îmi spune mie, eu n-am nicio deschidere, hai mă, vrei să mă faci baptist? N-am nicio deschidere. Dacă mă duc eu la un creștin după Evanghelie și spun, băi, pocăința înseamnă să ai odihna sâmbetei, hai bă că vrei să mă faci adventist. Noi n-avem nicio capacitate de a ne deschide spre pocăință. Noi ne-am format foarte frumos și foarte practic pentru noi o anumită chestie religioasă la care ținem cu sfințenie, dar prin această ținere facem parte din cei care fără facem minuni, dar este fără de lege. Da. E demn de cercetare ceea ce ne spuneți și e foarte important să îndreptăm reflectorul spre noi atunci când citim din Scriptură. Păi, scuzați-mă, dar îmi vine acum pe subiect chiar. În vremea Domnului Iisus Hristos, când a deschis Hristos gura și a spus primele cuvinte la nivel universal, în calitate de proroc, de împărat, de judecător și de preot, primul cuvânt rostit a fost pocăiți-vă. Cui îl spunea? Poporul iudeu. Care ce? Avea și sâmbăt, avea tot ce vorbim noi astăzi. Le lipsea ceva, pocăința. Adică arta și miracolul lui Dumnezeu de a lucra într-un om care îi se oferă. Ori în momentul în care noi nu ne oferim lui din vari motive, lucrul acesta nu poate să lucreze în noi, pe care de consecință faceți minuni, nu are nicio problemă, chiar vă ajut, dar plecați de la mine pentru că sunteți fără de lege. Mergem mai departe în discuția noastră, un subiect din ce în ce mai discutat, atât în rețele de socializare, cât și în viața de fiecare zi, ne întâlnim cu un fenomen care se numește demonism. Domnule profesor, mai sunt oameni care au draci astăzi, în zilele noastre, sau la fel, este un eufemism, un simbol pentru oamenii răi, cum zicea, spre exemplu, cu surprindere, citeam de teologul Iona Gârbiceanu, că el era teolog înainte de a fi scriitor, într-o binecunoscută novelă românească, Fefeleaga, zice că omul-i dracu, omul. Și atunci e ceva mai mult decât omul, sau este într-adevăr o putere din afara noastră care lucrează și azi și sunt oameni demonizați? Cum vedeți lucrul acesta? Să stabilim a priori o chestie. Nu e o putere, e o ființă. E o ființă. E foarte important detaliul ăsta. Corect. Deci e o ființă. Asta e legea numărul 1. Legea numărul 2. Sigur că există demonism astăzi. Sigur că există oameni demonizați. Numai s-a întâmplat ceva. Să spunem că eu, Iacob, cum am sunt demonizat. Acum, depinde pe ce felie sunt demonizat. Pentru că în Sfânta Scriptură găsim enorm de multe felii pe care oamenii erau demonizați. Care e primul lucru care îl fac dacă-s demonizat? Da?
aflu că dacă beau niște pastile, mă fac legumă. Și atunci, persoana aceasta, demonul care vine la mine, nu mai poate folosi corpul meu, pentru că nu reacționează, ca să facă mai departe ce vrea el în mine. Și sub niște pastile care mă țin legumă în timp, m-am vindecat, se zice. Dar eu nu-s vindecat. Pastilele afectează sistemul meu biologic, fizic și muscular sau neurologic, da? Încât eu nu mai reacționez normal din punctul ăsta de vedere. Și atunci demonul din mine nu poate să facă chestia aia, că nu mai poate, nu mai pot fizic, nu știu dacă mă înțelegeți ce zic. Și atunci foarte multe lucruri care țin de demonism, da, au fost preluate prin tratament medicamentos, spunându-se, nu vezi, că făcea aia și mi-am dat pastilele și stă liniștit. Și cu asta, că se pun și întrebări din astea prozaice, ca să nu le spun altfel, da? Păi și cum, bă, ăsta bea pastila și amețește dracu? Nu amețește dracu. Dar dacă mâna asta poate să ridice numai 5 kg, că așa e făcută de Dumnezeu, diavolul mă pune să ridic 5 kg ca să dau un cap la cineva. Dacă mi se dă o pastilă, pastila reduce puterea mea de a ridica 5 kg. Și demonul nu mai poate să-mi ceară să ridic 5 kg ca să-i dau la în cap, că nu mai ridic decât 100 de grame. Și atunci nu-i rentează că cu 100 de grame când îi dau la în cap, nu-i mai se întâmplă nimic. Și atunci eu stau în situația asta și zic că m-a vindecat. Nu m-am vindecat. Care este problema? Că cei mai mulți dintre noi nu credem că lucrul ăsta există. Noi care suntem cercetători ai Bibliei. Ce faci dacă vine unul la tine și zice, domnule, sunt demonizat, ajută-mă. Ce faci? Asta era următoarea întrebare. Da? Cum se scot demonii? Demonii nici nu-i scoatem, nici nu-i băgăm altfel decât ne-a învățat Dumnezeu. Cum? Imediat răspund punctual la întrebare. Doi la mână, Dumnezeu nu este obligat să-l asculte pe Iacob Coban. Poate să-l asculte și poate să nu-l asculte. Eu am un exemplu din viața mea. Poate am mai multe, dar poate unul pot să spun acum. La un moment dat sună cineva la poarta mea, locuiam în Reghin, eram tânăr, acum nu mai știu câți zeci de ani am fost, și deschid poarta și văd un om pe care îl cunoșteam ușor după față, dar nu eram sigur cine este. Bună ziua, bună ziua, scuzați-mă, domnule pastor, am un necaz, vă rog, am o copilă de 4 ani care e demonizată și aș vrea să veniți să scoateți demonul din ea. Eu am rămas șocat. Nici n-am știut cum să mă port. Și am început ca orice popă de ăsta șmecher neoprotestant și am zis, dragul meu, mergeți întâi la psihiatrie să vedeți poate că cumva să scap de el. Și ăla e omul cu lacrimi în ochi, zice, domnule pastor, am fost la psihiatrie și mi-a dat leacuri. Dar zic, ce se întâmplă? În fiecare noapte, spune, la ora 12, se bagă demonul în ea, în fetița mea, îi se încleștează dinții și urlă așa de tare până spre lumina zilei, că noi înnebunim în casă și zice, nu putem trezi. Și zice, nevasta mea e însărcinată și ne-e frică că pierde sarcina. Păi zic, mergeți la medic, nu zice, am fost, ne-a dat pastile, ia pastilele, când ia pastilele, adoarme lemn, exact la 12 fix se întâmplă lucrul ăsta. Și zic, mergeți și dumneavoastră la un alt păstor care are... Nu, 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 zice, eu cu dumneavoastră vreți să veniți. No, scurteți povestea că ne... Mai avem 2 minute oricum, da? Spuneți. Da. A venit ziua, am adus acasă, vorbesc, să văd cine e fetița, cine în sfârșit. A venit ziua, am mai luat un coleg pastor cu mine care a vrut să vină. Am intrat în casa omului, am scos afară, cum scria în Scriptură, că am scos afară pe cei din casă, am pus fetița pe genunchi în casă, în mijloc, mi-am pus mâinile pe capul ei, colegul meu și-a pus mâinile pe capul ei, eu m-am rugat la Dumnezeu și am spus, Doamne, fă binele ăsta și scoate demonul din fata asta, din copila asta. Și colegul meu s-a rugat, Doamne, fă-n așa fel ca asta să nu mai aibă ce să caute în casa asta. Ne-am luat mâinile de pe ea și am plecat.
La nu știu câți ani m-am întâlnit cu... Eu n-am mai întrebat, dar mai întrebat, nu. Am întrebat legătura total. La nu știu câțiva ani mă întâlnesc în curtea unei biserici cu mama și cu fata crescută mai mare și vine cu fata la mine și zice, tu-l mai cunoști pe omul ăsta, îi zice fetiței. Și ea se uită așa la mine și zâmbește și zice, el te-a vindecat. No, poate să fie o poveste de... Asta a fost experiența vieții mele. Acum putea ca Dumnezeu să nu mă asculte. Adică, vă zic, terenul este foarte alunecos. Care sunt pașii pe care trebuie să-i faci atunci când te rogi pentru cineva care știi care... Demon? Nu sunt pași. Sunt unii oameni care își au două zile de post sau trei sau socotesc că are foarte importantă o pregătire a lui. Dar eu am auzit din astea cineva, un păstor, nu pot să-i dau numele, că îl cunosc pe nume. Stau acum să mă gândesc dacă mai trăiește sau dacă a murit. Și care și-a luat post trei zile înainte ca să meargă să facă la cineva ungerea, ca așa. Și după ce a făcut ungerea, când a venit înapoi, nu a cei că a, ce încă într-o zi, două și moare. Păi și atunci, de ce te-ai dus să-i faci ungerea? Adică, mulți dintre noi vorbim despre lucrurile astea ca despre șuruburi. Astea totuși sunt lucruri extrem de serioase. Domnule profesor, mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile la întrebările din emisiunea noastră. Cred că ați atins un amănunt semnificativ, acela că Dumnezeu este suveran. Absolut. El decide când și cum, dar așa cum a spus, minunile sunt reale. Poate că vom mai avea ocazia să continuăm subiectul. Mai am alte câteva întrebări foarte importante pe care vi le-aș putea adresa, dar într-o ediție viitoare. Vă mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. Aceasta a fost știrea cea bună în această seară. Sper că ați fost împreună cu noi și că ați urmărit dialogul extrem de interesant. Dacă n-ați văzut emisiunea de la început, vă invit să urmăriți de la început. Sunt Cornel Drăvășan. Nu uitați că România nu este doar pământul pe care îl călcăm, ci și cerul deasupra ei. Seară bună! Emisiune susținută de Asociația Maurer for You.